Buzoianul Matei Strugurel, care anul trecut a fugit din spital, deși era bănuit a fi infectat cu SARS-CoV-2, iar ulterior a fost diagnosticat cu TBC, va face închisoare. El este primul român condamnat cu executare pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. Curtea de apel Ploiești a respins miercuri apelul intentat de Matei Strugurel, găsit vinovat de zădărnicire a combaterii bolilor. Decizia de condamnare la un an de închisoare cu executare, dictată inițial de judecătoria Buzău, rămâne definitivă. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, bărbatul este obligat la plata o 550 de lei cheltuieli de judecată. În luna aprilie 2020, Matei Strugurel fugise din spital unde a fost internat pentru că tușa puternic. Testul pentru SARS-CoV-2 a ieșit negativ, dar medicii l-au diagnosticat cu TBC și au hotărât să îl țină sub supraveghere. Bărbatul a fugit însă din spital de frică să nu ia COVID, fiind prins ulterior.